Am revenit și suntem bucuroși să-i avem alături de noi în direct pe Andreea Mitu și pe Adrian Marcu. Bună seara! Bună seara! Andreea, spune-ne cum a fost meciul. Ai avut o revenire de la primul set și în final ai reușit să câștigi. A fost ca meciul trecut, se pare, da. Pare rău, am scăpat printre degete primul set, dar mă bucur că am luptat până la sfârșit. Apropo de meciul trecut, și scuză-mă că ți iau microfonul, Alex, ce a fost diferit? Ce a fost diferit acum? Planul de joc se păstrează, bănuiesc, nu? Ce ți s-a părut? Tactica, a mers mai bine la tactica tine a fost diferită și cu siguranță mi-am dorit mai mult să câștig și am luptat până la sfârșit. O să continui eu cu întrebarea. E dificil, mi-ai zis și data trecută ieri, când joci cu o româncă, nu? Trebuie să te montezi, să o privești ca pe adversară, dacă sunteți prietene, bănuiesc că e dificil. Da, asta am zis și la conferință. Noi suntem prietene, am vorbit înainte de meci, am zis că ne vedem pe teren. Cu siguranță o să vorbim și după meci. Am jucat săptămâna trecută, Sorana a câștigat. Dar da, trebuie să văd ca pe o adversară. Intru în teren, îmi fac jocul, când ieșim suntem prietene. Da, sfaturile mi-ai spus înainte că domnul Marcu a intrat de 3 ori astăzi. Astăzi, da, intrat de 3 ori. Cum e? Că ieri chiar s-a scris mult despre asta, că vă cunoașteți de mult, știți să comunicați foarte bine în pauzele scurte. Cum să fie? Eu îi spun ce simt în teren, dânsul îmi spune ce se vede din afară și vede foarte bine și îmi dă sfaturile necesare și le pun în aplicare. În turul următor s-ar putea să te aștepte Monica. Încă o româncă, da. Cum da, e? Încă joacă. Cum să fie? N-am mai jucat niciodată contra ei, dar doar ne-am antrenat. Este un meci și trebuie să-l tratez ca atare. O să lupt și o să-mi fac treaba pe teren. Da. Atmosfera, ultima întrebare și știu că te grăbești foarte tare. Atmosfera, cum a fost, fanii au reușit să-și împartă taberele, să aleagă între voi? Au fost împărțite, au fost dozate în mod egal, zic eu. A fost o atmosferă foarte frumoasă și un public foarte, foarte ok. Da, Andreea, felicitări încă o dată, succes pe tablou și mulțumim că te-ai oprit la noi. O să continuăm numai cu domnul Marcu. Avem o sumedenie de întrebări aici și vă avertizăm pentru chestia asta. Cum a fost domnule Marcu? Mai greu astăzi sau mai greu ieri? Un pic altfel. A fost greu și astăzi și alaltăieri. Cred că cu Sorana este un pic mai greu, pentru că dacă o compar pe Sorana cu Anica Beck, Sorana este o jucătoare mai valoroasă, care deși în momentul ăsta are un clasament mai slab, datorită unei accidentări mai prelungite, este o jucătoare foarte bună și din această cauză și săptămâna trecută ea a câștigat. Acum era momentul pentru Andreea să-și ia revanșa și să reușească să joace mai bine, dar este mult mai greu să joci contra Soranei comparat cu Anica Beck. Cu Anica Beck ai un ritm, cam știi la ce te aștepți. Sorana joacă mingi fantastice, după aceea mai are și niște greșeli ușoare, dar ritmul este foarte rupt și de multe ori este foarte greu să intri din nou în joc, după aceea când ți se pare că ai intrat în joc îți trec câteva ghiulele pe la urechi, așa că asta e și motivul pentru care Sorana față de o Anica Beck a avut un clasament mult mai bun. Da. Cum reușiți să motivați? Ați intervenit și meciul trecut și astăzi după primul set. Ce îi spuneți? Cum o motivați? Bine, eu cred că de multe ori Andreea nu este foarte conștientă de valoarea ei și de multe ori în loc să reușească să joace la nivelul la care poate să joace și să se lupte un pic mai mult, iar nu reușește să se lupte acolo în momentele alea, mai ales datorită faptului că e o jucătoare foarte talentată și obține mult din jocul ei, pur și simplu, cum v-aș zis, deci ce punctele problemă să dai așa de tare? Adică, probabil că 90% din celelalte jucătoare se antrenează din greu și se chinuie foarte mult să obțină niște chestii pe care ea le obține foarte ușor. Și atunci, să zic, faptul ăsta de a te lupta fiecare punct,
nu e chiar tăria ei și asta este principalul cel al meu ca să o fac să reușească să se lupte fiecare punct. Da. Da, știu că vă cunoașteți de mult, nu? Ați lucrat și cu Sorana, o să revenim. Nu, cu Sorana nu. Greșesc eu. Da. Da, mi-au, de la 14 ani de când bine, având în vedere că și fata mea a jucat tenis și a jucat ea aceeași generație cu Andreea, chiar au jucat și dublu împreună, au ieșit și campioane la dublu împreună la 16 ani și da, după aceea pe echipe, le cunosc foarte bine pe aceste fete, mai ales de, să zic, 91 ani de naștere, 91, care era generația... și Simona și Andreea, așa că plus că am mai lucrat împreună o perioadă. Și atunci când ne spuneți că talentul există, deci e, face punctele astea ușoare, înseamnă că pentru un antrenor e mult spațiu de îmbunătățire, tocmai pe ce spuneați, nu? Pe mental, da, este, și e mult de lucru. Este, da, ce să spun, partea asta cu mentalul mi se pare o discuție aparte la noi, adică ea mai are foarte mult de îmbunătățit la partea fizică. Ne-a adică spus și ieri, da. În momentul în care discutăm despre mental, trebuie să fim aproape perfecți fizic. Dacă eu nu pot să alerg, degeaba stau bine mental când ajung la minge, nu? Cu ce mă ajută că mental sunt perfect când mingea e la 2 metri și eu pot să alerg 1,80 m? Exact, adică, asta ne-a spus și ieri. Da, este foarte important ca tu să ai, cum să zic, foarte clar în cap ceea ce trebuie să faci și să ai cu cât ai o inspirație mai bună și cu cât vezi jocul mai bine ca să-ți dai seama cam pe unde vine mingea, reușești să suplinești probabil partea fizică care încă nu e la nivelul la care ți-ai dori. Dar și asta merge o anumită perioadă din meci, fiindcă adversarele își dau și ele seama ce faci bine, ce nu faci bine. În momentul în care ești o perioadă mai lungă în concursuri sau pe tur, sunt mai mulți antrenori care stau și ei și se uită și încep să-și facă gânduri. La un moment dat se știe, cu aia jucăm așa, cu aia altă jucăm așa, aia are problema asta, cealaltă are problema asta. Munca de documentare e a antrenorului? Dumneavoastră da, normal, că antrenorului, dar în ziua de astăzi este mult mai simplu ca acum câțiva ani, fiecare meci, dacă ne uităm pe WTA ATP, acel site, vezi fiecare meci cu procentaj la servici, la dreapta, e mult mai simplu. Dar s-ar putea la un moment dat să fie și mai complicat. De servici, cum e serviciul? Astăzi au fost câteva retururi puternice ale Soranei. Mai are de lucru la serviciu? Serviciile, returile puternice ale Soranei veneau oricum, așa că nu este una dintre jucătoarele care lovește foarte, foarte puternic și de multe ori riscă, chiar de multe ori riscă prea mult. Astăzi a fost ideea să joace cu un procentaj foarte bun, de aia pe gustul meu a servit mult prea încet Andreea. Dar până la urmă noi din afară putem să-i dăm niște indicații, putem să-i facem, să-i dăm niște soluții. Până la urmă ea hotărăște ce face. Ea știe cum simte, dacă să dea mai tare sau să mai dea mai încet, dacă e frică sau nu e frică, dacă are emoții sau nu, e mai complicat un pic. Da. Așa din afară, normal, și eu mă întreb câteodată, oare de ce nu fi dat mai tare? Da. Oare de ce nu fi dat pe linie? Nu, eu nu. Așa, dacă ar fi, fiecare își dorește să joace numai pe linie și atunci nu ai probleme. Apropo de stil de joc, spuneați că și Sorana poate închide punctul rapid, dar face și multe greșeli când caută să atace. Am văzut meciul de Fed Cup, cap-coada al Andrei, am văzut că și ea închide repede punctul și lucrați să țină mingea mai mult în joc. Nu, nu-mi doresc să țină mingea mai mult în joc. Îmi doresc să joace un pic mai puțin riscant. Da? Dar nu cred că e o jucătoare care trebuie să joace, să țină mingea în teren, pentru că atunci ar juca ceva ce nu ce este nu tăria prop. Ei. Da? Ok, din când în când sunt anumite puncte foarte importante care, dacă tu ești din prima, practic îi dai o grămadă de cadouri adversarei și atunci trebuie să măcar să-i dai adversarei
măcar șansa ca să facă și ea o greșeală, să o lași și pe ea să joace, altfel joci doar singur. Îi mai dai o minge, da, îi mai dai o minge. Știi, în momentul în care stai bine, ai poți să intri puțin în teren, normal, ești obligat să riști, mai ales ea. Dar și în momentul în care riști prea mult, faci o grămadă de meciuri cadou adversarei. Haideți să vorbim puțin despre Roland Garros, pentru că este evident că acest turneu i-a dat un boom de încredere, Andrei. Cum îi vedeți performanța și ce înseamnă asta pentru ea? A fost o performanță foarte bună pentru ea. Mă rog, hai să zicem așa, pentru acel moment, mult peste nivelul ei de rezultate care le-a făcut până în acel moment. Da, a avut niște victorii la Lepchenko, la Bouchard, dar, sincer, acum, dacă suntem corecți, nu acela era nivelul ei, mai ales datorită faptului că nu a apucat să joace concursuri mari. A jucat doar concursuri mici, 25 sau 50 de mii, unde automat adversarele și jocul este altfel față de nivelul de 600-700 de mii, 200, cum e acest 250 de mii, este alt nivel, se joacă alt tenis. Da? Acolo, ce să zic, a avut și un pic de noroc, a jucat primul meci acela cu Alize Lim, care a fost o tragere foarte bună, da, la sorți, unde și a, ce să zic, s-au potrivit multe lucruri. A avut după aceea un prim set contra lui Pliskova, care a fost mai slab. După aceea, la un moment dat, a nimerit câteva retururi foarte bune și de acolo i-a crescut jocul foarte mult. Pliskova a lăsat puțin capul jos și așa se întâmplă câteodată la tenis. Cum veți lucra la program? Vreți să joace în turnee mai mari pe viitor? Păi nu, trebuie să joace. Trebuie să încerce. Adică în momentul în care ești la 70, nu da. Ai ce să faci. Numai pentru că dacă joci concursuri mai mici, chiar presupunând că le câștigi pe toate, nu poți să faci progres, fiindcă sunt prea puține puncte. Și atunci, chiar dacă o mică perioadă de timp ție greu, fiindcă nivelul la care joci este mult mai ridicat și ajungi la meciurile în care nu primești nimic cadou de la nimeni. Și nici n-a poți să-ți intri în ritm de joc. Dar asta e. Adică dacă nu funcționează, poți oricând să treci un pic mai jos, dar dacă consider că ai posibilitățile să ajungi mai sus, n-ai ce să faci. Trebuie să muncești și să te bați la nivelul ăla ca să poți să faci punctele necesare să urci mai sus. Normal, dar nivelul potențial, unde ce obiective v-ați propus la comun? Unde am putea să vedem? Eu cred că Andreea este o jucătoare care poate să fie în primele 30. Adică aș fi aproape sigur. Acum, normal, în partea fizică mai are probabil 30% de îmbunătățit, în partea tehnică mai are și acolo niște lucruri de îmbunătățit, la servici. Ați văzut și dumneavoastră astăzi, adică în momentul în care ea, la Paris, de exemplu, servea 170-174, astăzi cred că a servit 120 în mult. E adevărat, și-a dorit să câștige foarte mult, și-a dorit să aibă un procentaj foarte bun la primul servici, dar cu serviciul ăla nu poți să joci la nivel de 30-40. În afară de serviciu, ați zis că mai are de făcut lucruri și pe partea tehnică? Backhand-ul are, am văzut normal. E năprasnic? Unde nu, mai are? Da, dar are momente în care nu schimbă ritmul, schimbă doar direcția și acolo e o problemă. Are momente când returnează foarte, foarte riscant, adică sunt o grămadă. Are momente când ar putea să vină la fileu și nu vine. Adică sunt multe... Da, chiar ar putea acoperi fileul, nu? Dar mie îmi spunea un antrenor de la baza Voința, dacă mi-aduc aminte acum câțiva ani, că la noi sunt foarte puține terenuri pentru copii redimensionate care să mă învețe pe mine când am 7 ani să urc la fileu. Adică să mă obișnuiesc deja cu urcatul la fileu, că dacă urc la fileu pe terenul mare o să fiu descurajat. Eu întreb și eu, cum o să mă învețe pe mine un teren să urc la fileu? Mă gândeam la dimensiune, că sunt un puști. Nu are nicio mic, legătură, nu? Cu subiectul. Da? Dacă... Adică, haideți să o luăm altfel. Știți cum e? Pe vremea mea. Înainte se juca iarna în sălile pe parchet.
Păi ce? N-aveai nicio soluție, trebuia să te duci să joci servici volei, așa că n-are legătură. Problema este că sunt foarte puține terenuri pe iute. Înainte se juca practic, se jucau 6 luni pe o suprafață foarte rapidă și erai obligat să joci servici volei sau cel puțin să vii de 3 ori pe game la fileu. Da? Deci se juca dublu servici volei, da? În ziua de astăzi copiii aproape nu mai joacă dublu. Pentru că nu-și dorește niciun părinte să joace cu copilul lui, cu altul, ca să facă și la un progres, ca să nu știu ce. Și atunci ne găsim tot felul de motive. E terenul nu știu cum, este vântul nu știu cum. Nu asta e. N-am înțeles. Să știți că în alte sunt, de exemplu, ucrainieni, ruși, belaruși, toți ăștia joacă la 12-13 ani copiii servici vole. A, deci se poate la... Dacă vrei, se poate. Am înțeles. Dacă antrenorii, ok, și părinții automat, văd dublu ca pe o posibilitate de progres, atunci automat o să joace copiii dublu. Dar în general, în România, la concursurile individuale, chiar acolo unde este dublu, nu se joacă. N-am Așa înțeles. Că motive... În primul motiv este că nu se dorește. Deci nu lipsește inițiativa, să se joace. Copilul nu poate singur, probabil, să decidă. Acum vă întreb și eu, se cheamă jocul de tenis, da? Un copil, dacă lași să se joace, se joacă? Se joacă. Mersi. Pe Andreea am îndreptat și pentru dublu, parcă sigur, așa spunea sigur, că vrea să joace din ce în ce mai des. Da, a jucat și la Contrexville, unde a jucat foarte bine și aici au jucat super primul tur contra lui Gheorghe și alu Martic. A, victorie jucătoare de foarte dublu, nu? Bună. Sunt specialiste pe dublu. Da, așa că e adevărat, jucătoarele care sunt foarte sus în clasament se gândesc la punctele de la simplu. Dar părerea mea este că dacă vrei, poți să joci și dublu, mai ales în regulamentul de astăzi, în care o partidă de dublu durează cel mult o oră, da. Tot te duci deci să te antrenezi. E un bun antrenament. E adevărat, da. Te încurcă puțin în zilele în care joci și simplu și dublu, dar... Acum haideți să ne uităm, că înainte se jucau, sau băieții joacă simplu și dublu best of five. Da, corect. Da, joacă. Urmează hardul, nu? Sezonul de hard? Mai are un concurs pe zgură și după aceea hard. Mai sunt concursuri. Acolo care e programul? Unde veți merge prima dată? Programul este, o să joace pe hard Bacu și după aceea Cincinnati, sperăm că intră, da, Cincinnati, New Haven și US Open. Mergeți acolo cu ea? Merge. După hard la US Open, care e obiectivul după hard? Bun, o să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. După aceea este Asia, care și acolo trebuie văzut cum va juca și în perioada următoare, cât de bine se va simți ea pe hard și trebuie văzut dacă există partea cu turneele mai mari, Guangzhou, Tokyo, Beijing sau cele un pic mai mici. E de văzut. Activitatea de la federație vă încurcă cumva? Colegii mei au spus că sunteți încă activ aici, nu? La federație? Da, dar eu sunt doar vicepreședinte, așa că nu trebuie să facem prea mult. Adică avem niște chestii de făcut, nu mă încurc. Deloc. Este tenisul românesc într-o perioadă de grație astăzi? Ce înțelegeți printr-o perioadă de grație? Păi la câte jucătoare avem în sută și câte vin din urmă? Am mai avut, să știți. Am avut tabloul plin aici la... Da, da, n-am mai avut posibilitatea să-i vedem atât de des la nivelul ăsta. E foarte adevărat ce spuneți. Dar am avut acum 10 ani, să zic, când am avut la un moment dat, dacă stau bine, poate chiar 15 ani, am avut în Australia, dacă mi-aduc aminte, vreo 10 pe tablou. Băieți și fete. Da? Da, este o perioadă foarte, foarte bună, mai ales și datorită rezultatelor extraordinare ale Simonei, care a ajuns mai sus decât toți ceilalți care au ajuns până acum și din acest motiv și pe baza, să zicem,
rezultatelor un pic mai slabe din sportul românesc. În momentul ăsta tenisul este foarte, foarte sus și se transmite pe foarte multe canale de televiziune e și cred că momentul ăsta e cel mai transmis sport din România. Așa am auzit. E adevărat și rezultatele Simonei au fost fantastice, rezultatele fetelor în Cupa Federației. Sunt o echipă în primele 8 echipe din lume. Da, normal că fiind și tinere, cred că mulți copii și tineri se pot identifica cu ele ca jucătoare și eu cred că un punct formidabil în toată chestiile asta și asta este meritul e al Simonei, care ne-a arătat practic o jucătoare foarte, foarte luptătoare, care nici când nu se dă bătută și a câștigat și a întors o grămadă de meciuri care poate erau pierdute și cred că asta este pentru sportivii români ceva fantastic. Nu prea, în general, la multe sporturi noi începem bine, conducem și până la sfârșit pierdem dramatic. Ori ea cred că a reușit să fie un model formidabil pentru copii și ca un luptător extraordinar care niciodată nu se dă bătut și până la urmă reușește să se impună. Și chiar și pe fetele noastre l-a motivat. Bineînțeles că și pe fetele noastre, asta este clar. Asta este partea fantastică, că în momentul în care cineva dintr-un grup reușește să urce așa de sus și celelalte care au jucat împreună, păi Andreea Mitu a jucat la 16 ani o finală de 10.000 cu Simona Halep la Centrul Național. La 16 ani a câștigat Simona Halep, dar concursul următor a câștigat Andreea la Galați, tot în 10.000. Adică, totuși, fiecare se gândește, bă, stai așa, că dacă Simona a reușit, păi am jucat și noi împreună, nu? Ok, poate nu o să reușesc să ajung numărul 2. Poate reușesc să fiu și eu 20. Pare mult mai realizabil când văd că cineva normal, a ajuns acolo. Normal, acel care este ajuns foarte sus este cineva pe care îl cunoști, normal că dintr-o dată îți crește și ție încrederea în forțele proprii și te gândești, stai frate, că acum câțiva ani jucam de la egal la egal sau am câștigat și eu câte un set la antrenament sau câștig și eu câte un set la antrenament. Dacă poate ea, pot și eu. Da. Normal că acum și Irina este sus și o să ajungă, sunt ferm convins că o să ajungă și mai sus. Alexandra a fost 26, Monica Niculescu a fost și ea primele 30. Se îngână adică la performanță, nu? Da. Da. Domnule Marcu, mulțumim mult de tot pentru prezență. Știm că ați venit direct de la meci. Poate ne mai vedem săptămâna asta. O avem și pe Patricia Țig în program și intră chiar acum, după dumneavoastră. Mulțumim frumos. Și eu mulțumesc mult. La revedere. Vă mai așteptăm.